Numele meu, în primul rând, este Talida Tolnai. Sunt din Zalău și fac parte dintr-o familie, mama ortodoxă, iar tatăl meu reformat. Mai am alți doi frați care și la rândul lor sunt creștini ortodoxi, să zic așa, și sunt căsătoriți, sunt la casele lor. Ceea ce pot să spun despre mine este faptul că Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat în viața mea. Înainte să-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, am trăit în lumea aceasta lucrurile care sunt plăcerile, să zic așa, a lumii. Am fost și pe la discotecă, pot să zic că eu fac sport de la vârsta de 14 ani și în tot timpul ăsta poți să vezi multe lucruri. Întâlnești oameni, sunt niște reguli de bază care trebuie respectate. Ceea ce pot să spun este că am început să fac sport de la vârsta de 14 ani, fac handbal, este un sport foarte frumos și am fost văzut în curtea școlii de către antrenorul meu, care astăzi nu mai este printre noi, care i-a plăcut foarte mult energia pe care eu o emanam jucând fotbal cu băieții și m-a întrebat dacă îmi doresc foarte mult să pot să fac acest sport handbal și am zis că nu, nu vreau, că nu-mi place. Dar a venit la părinții mei, m-a cerut de la ei și din momentul în care părinții mei au dat verdictul că pot să merg, am început să practic acest sport. Bine, consider că Dumnezeu deja de dinainte știau toate lucrurile. Consider că era nevoie de mine în această meserie ca să poată să-și ducă el lucrarea mai departe. Ceea ce vreau să spun este că în tot timpul ăsta am avut și parte de încercări de tot felul. În sensul că am avut reușite, am avut nereușite, am avut victorii, am avut înfrângeri, dar tot timpul trebuia să ne ridicăm și să plecăm mai departe. Niciodată nu ne-am dat bătuți. Ca și sportiv vorbesc acum, da. Ok, să mă întorc puțin mai, să zic așa, la viața mea de dinainte, să-L cunosc pe Hristos. Nu a fost una plăcută. Ca și sportiv, ajuns să vorbești urât, ajuns să te enervezi, poate nu-ți iese întotdeauna bine ceea ce îți propui. Și, bineînțeles, fiind în lumea sportului, ești văzut de către alți oameni la televiziune și multă lume spunea că nu e frumos ceea ce fac, faptul că înjuram, faptul că mă manifestam cum mă manifestam. Și poate la început n-am dat crezare, dar atunci când am ajuns să mă văd și eu, într-adevăr am văzut că nu este ceva bun. Tot timpul acesta am cunoscut niște persoane minunate care și în ziua de astăzi sunt prieteni cu ei, pocăiți, și chiar și ei m-au sfătuit și mi-au zis, te rugăm din toată inima, încearcă să te controlezi, să nu mai vorbești, pentru că nu-ți stă bine. Și am luat și sfatul lor în considerare și treptat am simțit că într-adevăr este mult mai bine să nu vorbesc cu lui, pentru că știu că lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. În tot timpul acesta, mie mi-a plăcut foarte mult muzica. Chiar și cât am fost în general, am făcut dansuri moderne, dansuri populare, deci chiar am fost foarte atrasă de mică. Și într-o zi eram la mine acasă, mă pregăteam să merg la antrenament și ascultam radio din întâmplare sau poate chiar a fost voia lui Dumnezeu, nu știam atunci. Am dat pe radio un son. Este un post creștin unde cu adevărat am ascultat cântări, predică, mărturii de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Nu înțelegeam atunci despre ce e vorba, dar simțeam o cercetare interioară. Și am zis, vreau și eu să văd despre ce e vorba. Am ascultat, într-adevăr, locul unde avea să se întâlnească biserica și am zis, am hotărât, am să merg și eu în locul acela. În momentul când am hotărât să merg, țin minte că era undeva la ora 9 dimineață, cred că cuvântul biblic care se studia atunci și eu nu înțelegeam exact ce se întâmpla și tot căutam biserica și nu o găseam și mă tot uitam, zic, cred că n-am nimerit bine. La un moment dat a venit o soră și a zis, domnișoare, te-ai rătăcit? Și zic, nu, caut și o biserică, harul. Zice, păi ai venit puțin cam devreme, că la ora 9 e program de ucenicie și abia după aceea la ora 10 începea programul. Și am stat cu Dumnezeu acolo, dar mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, să nu mă întrebe nimeni nimic pe aici, că nu știu, nu cunosc, nu știu despre ce e vorba. Dar la un dat, când am mers și am început programul, cu adevărat am simțit prezența lui Dumnezeu în viața mea, cu adevărat am simțit că este locul meu și că de acolo nu mă voi mai duce nicăieri. Pot să spun că am fost foarte cercetată de cântările din locul acela, de momentul când se rugau, de momentul când se mărturisea de întâmplări din viața unui om. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că ai îngăduit să ajung în locul acesta. A treia oară, când am mers la biserică, s-a făcut o chemare în față. Nu știam despre ce e vorba, chiar nu înțelegeam mesajul chemării.
cine vrea să împace cu Dumnezeu, să vină în față, noi ne vom ruga pentru el. Și nu m-am dus în prima fază. Și perioada aia era foarte rece, am avut un fular la gât și simțeam că cineva mă trage de fular în față. Eu mă dădeam înapoi. Iar simțeam că cineva mă trage de fular în față, mă dădeam înapoi. Și la un moment dat am întrebat sora de lângă mine, aceeași soră cu care m-a îndemnat și m-a ajutat să ajung la biserică, mi-a zis, am întrebat o zic, este bine dacă merg și eu în față să-mi predau viața una Domnului? Și a zis, da, normal, este cel mai minunat lucru pe care ai putea să faci. Am mers în față și pot să vă spun că în momentul acela m-am văzut la crucea lui Hristos, l-am văzut pe el răstignit pe cruce și asta m-a cercetat foarte mult, am început să plâng, am început să îi spun tot oful meu, am început să-mi cer iertare pentru tot ceea ce am făcut. Chiar și acum sunt foarte cercetată și simt că, într-adevăr, a fost prezent Dumnezeu în locul acela, în momentul acela și am lăsat totul acolo. Am simțit, după ce m-am ridicat, că povara mea a fost luată de pe umeri. Am simțit pace, am simțit liniște și de momentul acela am simțit că Dumnezeu este prezent cu mine. Am mai fost odată cu o altă prietenă de-a mea la biserică și simțeam, deci după întâmplarea aceasta, după ce mi-am predat viața mâna Domnului, simțeam că Dumnezeu îmi va vorbi și femeia aceasta am spus, n-are cum să-ți vorbească ție, Domnul, mai ales că tu mai încheia legământ cu Dumnezeu, n-ai ajuns să-L cunoști îndeajuns de bine pe Dumnezeu. Și am simt că Dumnezeu îmi va vorbi. Și așa și s-a întâmplat. În seara aceea Dumnezeu mi-a vorbit, a avut o lucrare pentru mine și am simțit că, într-adevăr, Dumnezeu este prezent în viața mea. Și în tot timpul acesta, încă nu încheiasem legământ. Am căutat să-L caut pe Dumnezeu, să mă adâncesc mai mult în cuvântul Lui. Toate lucrurile astea s-au întâmplat pe undeva prin începutul 2005. Înainte, în 2004, eu am avut un accident pe plan sportiv. Am fost accidentată la genunchi. Îi mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătoasă și că El s-a atins de mine. Am fost foarte tulburată, nu mai vreau să aud de sport, nu mai vreau să mai fac sport, pentru că n-a fost o durere destul de mare la genunchi. Și antrenorul meu, Gheorghe Tadic, el m-a îndemnat că trebuie să fiu puternică, trebuie să trec peste lucrul acesta, că mulți sportivi s-au accidentat, dar toți s-au ridicat și au plecat mai departe la drum. Și am ascultat sfatul lui și am zis, bine, hai că continui. Dar nu după mult timp, în 2005, m-am accidentat a doua oară, pentru că doctorul de acolo chiar a spus că nu o să treacă mult timp și va reveni din nou la noi la operație și a zis că departe de tine gândul ăsta să spui așa ceva. Și într-adevăr așa s-a întâmplat, după nici, cred că 3 luni m-am accidentat din nou. Prima dată m-am accidentat la echipă, eram la Zalău, la Silcotul Zalău, a doua oară eram la Națională. Atunci chiar am fost foarte convinsă să renunț, să nu mai fac sport, pentru că am spus că multă lume spune că sportul e sănătate curată, dar nu e chiar în totalitate. Dacă îl faci de performanță, e și dureros. Și la un moment dat am zis, gata, nu mai vreau să renunț la sport. Toată lumea am insistat, nu renunța. Și atunci, în perioada aia, știu că am avut Biblia cu mine și citeam din Cuvântul lui Dumnezeu și am simțit îmbărbătare și tărie de la Dumnezeu și l-am rugat, te rog, Doamne, ajută-mă să mă ridic din nou, să pot să merg, să pot să umblu, să fac eu totul, nu să depind de cineva. Și într-adevăr Dumnezeu m-a întărit și am reușit să pot să depășesc acel moment și să practic din nou acest sport handball. Tot timpul acesta am luptat cu mine însuși, am făcut recuperare și Dumnezeu m-a ajutat să mă ridic treptat. Vreau să scot ceva în evidență. Înainte ca eu să închei un legământ cu Dumnezeu, eu am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Mi-a ascultat fiecare rugăciune pe care eu ridicam spre cer și vreau să îndemn pe toată lumea că dacă se roagă, este ceva minunat, că Dumnezeu răspunde. Poate nu răspunde în ceasul în care noi dorim, dar răspunde. Trebuie să avem răbdare și să așteptăm. Și Dumnezeu m-a binecuvântat, am cerut, poate să vi se pare ceva haios. Am zis, Doamne, ajută-mă să pot să iau carnetul de școală, la școală de șofer. Dumnezeu m-a ajutat, slăvit să fie Domnul. Apoi am zis, Doamne, ajută-mă să iau examenul la facultate, slăvit să fie Domnul, l-am luat cu brio. Apoi l-am rugat să mă ajute să pot să prind un contract bun, pentru că la echipa aici, la Zalău, timp de 10 ani, 11 ani, am tot muncit, dar m-am ales cu nimic și am zis, Doamne, vreau să merg într-un loc unde să fiu plătită ca atare după munca pe care o prestez, nu să bată joc de munca pe care eu o fac. Și cu adevărat Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a ajutat să merg la Râmnicu Vâlcea, la Chim Râmnicu Vâlcea, o echipă destul de puternică și chiar am simțit că a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. De aici am plecat în direcția aceea. Am plecat la Olchim, pot să spun că în perioada
încă nu încheiasem legământ cu Dumnezeu, era undeva prin 2007 și am tot căutat și acolo biserica, n-am găsit la început biserică unde să pot să mă bucur cu Domnul și cu cei din locul acela, dar am avut undeva un 4 luni jumate, cred că în perioada aia cât am fost la Vâlcea și am plâns și întrebam pe Dumnezeu, Doamne, de ce m-ai dus în locul acesta? Că oamenii din locul acesta mă urăsc, chiar mă urau fetele, erau împotriva mea, nu vreau să audă că eu am venit acolo, a zis, sigur, e de partea lui antrenorul Gheorghe Tadeș, deci că atunci dânsul era acolo și antrena acolo, nu mai era la Zalo. Și am zis, Doamne, dar de ce m-ai adus aici, ca să sufăr? Chiar nu-mi plăcea și nu vreau să ajung în locul acela. Și la un moment dat am găsit biserica. Și din momentul acela când am găsit biserica, am simțit cu adevărat că Dumnezeu lucrează în viața mea. Am început să mă prietenesc cu oamenii în locul acela, chiar să merg la ei la rugăciune și a fost ceva de nedescris în cuvinte. M-am simțit ca la mine acasă, cu adevărat frații și surorile din locul acela și mulțumesc lui Dumnezeu, chiar rog ca Domnul să-i binecuvânteze, m-au primit ca și pe fica lor și chiar m-am bucurat enorm de mult. În tot timpul acesta, eu am început să le mărturisesc fetelor că Dumnezeu e un Dumnezeu bun, că Dumnezeu e un Dumnezeu mare. Când le auzeam că în jur le spunea, nu mai jurați că nu e bine așa. Când ele făceau anumite lucruri, le spunea, nu mai faceți aia că o să supere Domnul pe voi. Sau de multe ori se întâmpla că eu le spuneam să vină cu mine la biserică sau erau ceva programe, le invitam, tot timpul își găseau de lucru, tot timpul găseau că au probleme de rezolvat, că dacă le spuneam din timp, își făceau programe în așa fel când să vină. Le spuneam și cu 3-4 zile, dar tot se găsea că aveau ceva de făcut și niciodată n-au venit. Și am zis, Doamne, lucrează Tu. Prin 2008 am fost la o casă de stăruință după Duhul Sfânt în Călimănești și tot așa încă nu încheiasem legământ cu Domnul, nu știam despre ce-i vorba, nu știam legat de Duhul Sfânt, chiar nu cunoșteam nimic. Și în locul acela, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a îmbărbătat. Dumnezeu n-a privit la cum sunt îmbrăcată, n-a privit la ceea ce port eu, ci a privit la inima mea, că a fost sincer înaintea Lui. Chiar mi-am dorit din toată inima ca și eu să fiu îmbrăcată cu Duhul Sfânt. Și am întrebat frații de acolo, e bine dacă mă rog și eu. Și am zis, da, cum să nu, numai Dumnezeu nu se uită la ceea ce suntem la suprafață, ci se uită la inima noastră. Și m-am pus în genunchi, am început să mă rog. La fel, am avut aceeași revelație în care îl vedeam pe Iisus Hristos răstignit pe cruce și eu jos la crucea Lui și îmi ceream iertare și plângeam înaintea Lui, Doamne, nu Tu acolo, ci eu trebuia să stau acolo. Cu adevărat am fost foarte cercetată și am zis, Doamne, ești atât de bun și atât de milos cu mine, zic, nu merit atâta milă și îndurare din partea Ta. Și la un moment dat, în timpul ăsta cât eu mă rugam și plângeam înaintea Lui, Iisus Hristos mi s-a arătat. Era undeva în partea stânga mea de cum stăteam în genunchi și era îmbrăcat în haine albe cu mâinile întinse lateral și înțelegeam în Duhul că totul va fi bine, să nu mă stresez. Când am văzut lucrul acesta, am fost și mai cercetat, am început să plâng și mai tare și am zis, Doamne, tocmai mie, păcătoasa de mine, mi te-ai arătat, zic, Doamne, îți mulțumesc. Am început să plâng și, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste mine și am fost îmbrăcată cu Duhul Sfânt în seara aceea și am fost atât de fericită, că am zis că, Doamne, cu adevărat Tu ești prezent. Mai apoi, când a venit fratele și a zis, gata, că e destul de mult, de când stăteam pe genunchi și ne rugam pentru Duhul Sfânt, a început să întrebe pe fiecare ce am simțit, ce am trăit și m-am bucurat că Dumnezeu m-a îngăduit unei fete, unei tinere din locul acela care era pocăită, să vadă în același loc, în același mod pe Iisus Hristos și am zis, Doamne, deci cu adevărat ai fost prezent în locul acesta, mi s-a părut, n-a fost doar, o vedenie de-a mea. Toți oamenii din locul acela au fost foarte geloși pe mine. Cum tu, care nu te-ai pocăit, tu, care nu ești botezată în apa botezului, n-ai făcut un legământ cu Dumnezeu, ți s-a arătat Domnul tocmai ție și ai primit și Duhul Sfânt, erau foarte, foarte geloși. Și am zis, Doamne, eu le-am mărturisit astfel, am zis că Dumnezeu nu se uită la îmbrăcămintea noastră, nu se uită la ceea ce suntem la suprafață, se uită la inima noastră, dacă inima noastră e sinceră, El dă cu mână largă. Mai apoi, după ce am plecat de acolo, vreau să împărtășesc cu cineva bucuria mea, nu știam cu cine să vorbesc, era târziu. Și mi-a venit în cap să o sun pe Gabi Iluț. Eu n-aveam nicio legătură cu ea, dar luasem numărul ei de telefon când a făcut ea o mărturie, dacă nu mă înșel, ori la Arad, ori la Timișoara, nu știu exact unde a făcut ea o mărturie pe radio, la radio, și am luat numărul ei de telefon, am zis că într-un caz poate o să-mi iau inima în din și am să o sun, pentru că îmi plăcea foarte mult cântările ei, am ascultat mult de tot și chiar m-a cercetat mult Dumnezeu prin cântările ei.
mai ales e o cântare care se numește Fiul Risipitor și chiar așa am fost, o fiică risipitoare, și m-am întors la domnul acasă. Am sunat-o, m-am prezentat cine sunt, i-am zis, sper să nu se supere, dar am vrut să mărturisesc cuiva și am simțit să spun ție. Și era așa de fericită pentru bucuria pe care o aveam în inimă și mi-a zis, zice, tare de acum, pentru că tu ai fost îmbrăcată cu Duhul lui Dumnezeu și ar fi bine să te gândești să încheie legământ cu Domnul și în apa botezului. Și am zis, sau să mă mai gândesc. Și n-a trecut mult timp după ce am vorbit cu ea și deci Duhul lui Dumnezeu l-am primit în 18 aprilie 2008 și botezul l-am făcut în iunie, data de 22, și am fost atât de fericită și m-am hotărât în inima mea, gata, zic, am să îl urmez pe Dumnezeu. În momentul când i-am anunțat pe părinții mei că vreau să închei legământ cu Domnul, a fost foarte împotrivitor, nu l-am vrut să audă. Dar în același timp eu m-am bucurat pentru că se împlinea cuvântul când spune Iisus că chiar cei din casa voastră vor fi împotriva voastră din cauza numelui meu. Și m-am bucurat, dar cu un ochi plângeam, cu unul mă bucuram, pentru că eu îmi iubesc foarte mult părinții și familia și chiar îmi doream să fie alături de mine în momentul acesta, dar din păcate n-au fost, pentru că au fost foarte împotrivitori. Mama mea chiar mi-a zis, dacă mă iubești cu adevărat, nu vei face pasul acesta. Și am zis, mamă, te iubesc din toată inima și Dumnezeu mi-e martor, dar mă pune să aleg între tine și Dumnezeu, că îl voi alege pe Dumnezeu, dar eu vreau să vedeam pe amândoi. Și bine, mama mea a început să plângă, atunci eram la Vâlcea, urma să avem un meci și nu eram acasă ca să pot să le spun și am zis, bine, mamă, o să mă mai gândesc, că vedeam că plânge și m-a durut. Și am zis că am să mă mai gândesc, dar de fapt hotărârea mea deja era luată, vreau să încheie legământ cu Dumnezeu. În data de 22 iunie am încheiat legământ cu Dumnezeu în 2008, aici la Harul Zalău. Pentru că eu țineam tot timpul legătura cu ei, chiar dacă nu am fost prezentă fizic, să zic așa, eu țineam tot timpul legătura cu ei și le spuneam tot ceea ce trăiam în locul din Vâlcea. Și m-am bucurat enorm de mult să pot să vorbesc cu fratele Jordi și să mă cheme și să mi-am spus că este programul pe data de 22 botez, am zis că vreau și eu, nu vreau să ratez ocazia aceasta. Și a fost o zi binecuvântată în care cu adevărat Iisus m-a salvat. Am trăit un moment extraordinar, care în cuvinte nu se poate descrie. M-am bucurat, am zâmbit, am plâns din nou, m-am bucurat. Deci a fost o cercetare de plin în ziua în care eu m-am încheiat legăm cu Domnul. După ce am încheiat legăm cu Dumnezeu, normal, încercările au început să vină cu mult mai mult decât am avut înainte. Pentru că în momentul când eu am făcut pasul acesta, nu că mi-era rușine, că chiar am o mărturie la Radio Unison în care mă întreba fratele Dan Bercean dacă mi-era rușine să recunosc că sunt copilul lui Dumnezeu, că am încheiat legământ cu Dumnezeu. Dar antrenorul meu care era pe atunci, Gheorghe Tadici, era un om foarte... și este un om... nu este cu frică de Dumnezeu, să zic așa, și vorbește foarte urât și... lucrul ăsta m-a determinat să nu-l provoc ca să se lege mai mult de mine decât deja se legase. Le spuneam fraților să nu postați nicăieri că eu m-am botezat, că eu am încheiat legământ cu Domnul ca să nu am probleme. Și zice, de ce ți-e rușine? Zic, nu este rușine, dar știam ce fel de om este și că lucrul ăsta poate să mă dea poate afară sau știu eu de la echipă. Într-un final, când până la urmă s-a aflat, n-am mai avut ce să fac, dar am zis, da, sunt pocăită și ce-i cu asta? Foarte bine, este un lucru bun, îi spuneam la antrenorul meu și până la urmă, mă rog, tot timpul făcea glume pe seama mea, tot timpul mă lua peste picior și glumea cu fel și fel de lucruri care sunt nepotrivite înaintea lui Dumnezeu, dar am zis, Doamne, ai milă de el, că nu știe ce spune. În tot timpul ăsta m-am întors înapoi la Vâlcea și am început să le bărbătesc și mai mult pe fete și le spuneam, nu vă supărați, nu vă mâniați pe aproapele vostru, fiți pașnice, fiți bune unii cu altele. Și zicea, la mai lasă-ne cu Dumnezeu, toată ziua ne bați la cap, Domnul sus, Domnul jos, lasă-ne că trăim noi bine, du-te tu și te roagă și pentru noi. Dar pot să spun că Dumnezeu cu adevărat a lucrat într-un mod minunat, în sensul că a adus binecuvântări peste echipa aceea, am ieșit de mult, cred că de 5 ori, cât am stat, că 5 ani la rând am stat acolo și am ieșit campioane, ne-a ajutat să ajungem în Liga Campionilor, care este un lucru foarte important pentru un sportiv de performanță. Am avut fel și fel de lucruri binecuvântate din partea lui, eu cel puțin le-am văzut. Poate colegile mele mi se părea că e ceva normal, e ceva logic pentru el. Ce vreau să scot în evidență este că am început să... am avut un meci în Liga Campionilor, dacă nu mă înșel, la Hypo Bank Viena.
Și tot timpul ele puneau fel și fel de muzică în vestiare, muzică de-a lor, care se ascultă nume. Și la un moment dat le-am provocat și le-am zis: fetelor, eu v-am ascultat pe voi. Niciodată n-a fost împotrivă, că până la urmă sunt singură care sunt pocăit aici. Dar am o rugăminte la voi. Să ascultați și voi măcar trei cântări. Măcar trei, suportați-mă cu trei cântări. Și au zis: bine, hai, pune-ne trei cântări să vedem ce ne pui acolo. Și am pus trei cântări de la Gabi Luz și cu Ligia Bodea, care erau cântări, nu cum se așteptau ele, cum se cântă normal la biserică, erau un pic mai pe placul lor. Și ascultând, le-au plăcut. Și a zis: totul, dacă totul fiind porecla mea, ca să pot să specific lucrul ăsta, mi-au zis așa: totul, dacă vom câștiga meciul ăsta, de acum încolo va fi regulă de bază. Tu ne vei pune cântări înainte de meci. Și a îngăduit Domnul, ne-am câștigat. Și am zis: slavă ție, Doamne, că lucrezi într-un mod atât de minunat, că acum pot să le îmbărbătesc și astfel să se apropie de tine, să asculte cuvântul tău prin cântările care le pun. Și a îngăduit Dumnezeu astfel. Am început la început cu cântările, după aia am început să mă rog și tot așa Dumnezeu a lucrat. Obișnuiam înainte de antrenament să ne adunăm toate într-un cerc și puneam toate mâinile acolo și eu spuneam o mică rugăciune. Ziceam: Doamne, fii cu noi în această zi, păzește-ne, ocrotește și ajută-ne să ieșim sănătoase. Și la sfârșit ziceam: Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi, ne-ai păzit, ne-ai ocrotit și am ieșit sănătoase. Și era de ajuns. No, cine mai spui astăzi? Astăzi cine mai pregătit? Astăzi cine mai spui? Și la meci la fel. Înainte de meci tot timpul mă rugam și aveam, să zic așa, tabieturile mele, în sensul că eu puneam căștile, ascultam cântări, mă rugam lui Dumnezeu, citeam din cuvântul Domnului și eu am văzut mâna lui Dumnezeu la locul de multe ori. În momentul în care, în 2010, că o perioadă am stagnat, n-am mai fost la național, dar în 2010 am găduit Dumnezeu să ajung din nou la națională. A fost un an în care Dumnezeu a fost convins că eu nu voi tăcea, că voi mărturisi cuvântului, că îl voi mărturisi pe Domnul meu în inima mea și viața mea, în trăirea mea. Am ajuns în Danemarca, acolo s-a ținut campionatul european din 2010 și, din păcate, colega mea, Paula Ungureanu, s-a accidentat. Eu consider că a fost mâna lui Dumnezeu, că numai așa putea să-și proslăvească numele, ca eu să ajung să fiu principală. Dumnezeu și-a pus copilului în lucru, să zic așa. Tot timpul când, după ce s-a accidentat, aveam două meciuri foarte importante. Dacă noi câștigam acele meciuri, ne calificam mai departe în 1-4, ceea ce era foarte important pentru noi. Am rămas singură. Bine, nu singură, am fost cu Domnul, bineînțeles, dar singur din punct de vedere ca și jucătoare, ca și pe postul meu de portar. Și Dumnezeu a îngăduit să-și proslăvească numele astfel. În sensul că în momentul când am câștigat, toată lumea a crezut că nu o să fac față, că eu, talentatul meu, nu o să pot să fac față faptul că ei au pierdut un portar de valoare. Și am zis: Doamne, Tu ești cu mine. Am zis: lucrează cum știi mai bine. Până să se întâmple lucrul acesta, vreau să scot ceva în evidență. Eu am pus înaintea Domnului: Doamne, dacă este voia Ta ca eu să le citesc colegilor mele din cuvântul Tău, te rog, fă în așa fel încât toată lumea să fie de acord. Dar dacă nu este voia ta, să se împotrivească. 1, 2, 3, cum consideri tu? Aveam o colegă care era capitanul de echipă și este chiar foarte împotrivitoare. Ea nu crede în Dumnezeu și de multe ori am povestit și i-am spus și nu crede nici cum nu vrea. I-am zis: ok, nu poți obliga pe cineva să creadă în Dumnezeu atât timp cât nu simte. Dar până și ea a fost de acord ca eu să citesc din cuvântul Domnului. Am zis: Doamne, cu adevărat, Tu ești prezent. Și am început să citesc cât un... Le făceam totul de seară, le puneam totul, le pregăteam totul ca să le am pregătite înainte de meci, să pot să citesc exact ceea ce consideram eu că este cel mai bine și potrivit pentru ele. Și citeam câteva versete din Biblie și după aia spuneam rugăciunea. Și cu adevărat Dumnezeu ne-a ajutat de fiecare dată. Am văzut mâna lui la lucru cu adevărat și am zis: numai Dumnezeu ne-a ajutat, fetelor. La un moment dat, după ce s-a accidentat colega mea, cum spuneam mai devreme, că nimeni nu credea că pot să fac față situației, Dumnezeu și-a arătat cu adevărat puterea. Până și mingile, dacă nu puteam eu să le apăr, făcea Domnul să se ducă ba în bară, ba pe lângă poartă, deci făcea în așa fel încât să fie bine, ca el să fie proslăvit. Și după ce se termina meci, toți cu camerele după mine, televiziune, ziariști, toți: na, cum a fost meci, cum... Și am slăvit să fie Domnul, că zic, Domnul a dat putere și am reușit să ieșim victorioase.
De fiecare dată spuneam așa, Domnul să fie lăudat pentru că ne-a ajutat să ieșim sănătoase și izbăvitare. Și ei mă tot întrebam, am văzut că tu ești foarte credincioasă, tot timpul Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. Și zic, da, zic, dar nu este adevărat, zic, Domnul a fost cel care m-a ținut sănătoasă. De câte ori n-am luat mingi în față, mingi în coapse și așa mai departe și puteam să stau jos să mă mai ridic. Dar Dumnezeu mi-a dat putere, tărie să mă ridic, să merg mai departe. Chiar au fost foarte șocați de faptul că eu truna spuneam despre Dumnezeu, nu le venea să creadă. Și zic, da, pentru că sunt creștină, cred în toată inima Dumnezeu și știu că numai El poate să ne ajute în tot ceea ce facem aici. Am ajuns în 1-4, ne-a ajutat Dumnezeu, am ajuns în 1-4, dar am pierdut meciul cu Suedia, care ne ducea pentru locurile 1-2. În momentul acela, antrenorul după meci ne-a luat deoparte și ne-a pus fel și fel de întrebări. Că ce s-a întâmplat, ne-a dat, mă rog, ne-a făcut un mic studiu la ceea ce s-a întâmplat. Fiecare și-a spus pâsul și la un moment dat am zis, pot să spun și eu ceva, eram în capătul coridorului. M-am pus în genunchi în fața lor și le-am zis, fetelor, cu adevărat Dumnezeu a fost cu noi până aici. Ne-a binecuvântat, ne-a ajutat de atâta ori. Am ieșit sănătoase, cu mici excepții, în sensul că, într-adevăr, au fost două colegi care s-au accentat în perioada aia, portărița și încă o jucătoare, capitanul. Dar zic, cu adevărat Dumnezeu a fost cu noi, am ajuns tocmai până aici. Zic, nu e un capăt de țară prin faptul că noi am pierdut cu Suedia. Zic, mai avem o șansă să luăm o medalie, mai este o medalie la mijloc. Zic, putem să luptăm pentru ea, să fim o echipă unită. Și l-am provocat, zic, dacă vreți cu adevărat, zic, acum putem, că suntem toate aici, să ne punem pe genunchi, să ne rugăm lui Dumnezeu, să spunem Tatăl nostru, că Tatăl nostru știm toți, nu contează religia pe care o ai, zic. Tatăl nostru este rugăciunea de bază, care a lăsat-o Domnul Iisus în cuvântul nostru, în Biblie. Și am zis, dacă vreți, spuneți cu voce tare, dacă vreți, spuneți încetul, cum vreți, cum vă pune Domnul pe inimă. S-au uitat că am șocat la mine toate, dar eu nu m-am mai gândit la nimic, pur și simplu mi-am luat țintă, mi-am închis ochii și mi-am luat țintă cerul. Și m-am rugat din toată inima lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu lucrează cum știi mai bine, că zic, eu nu pot să lucrez. Și pot să vă spun că cu adevărat a doua zi Dumnezeu a dat biruință. Nimeni nu s-aștepta ca noi să câștigăm împotriva țarei gazde, adică împotriva lui Danemarca. O țară puternică și din punct de vedere handbalistic și din punct de vedere ca și bani. Și atât de mult m-am bucurat, deci vă spun sincer, am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru că după ce s-a terminat meciul, s-a terminat 16 la 11 pentru noi, 16 la 15, da, 16-15 pentru noi, toți, deci eu vă spun sincer, finalul a fost în felul următor, eu am căzut în genunchi, am ridicat mâine spre cer și am zis, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu noi și că ai dat biruință. Îți mulțumesc că ți-ai făcut prezența ta posibilă în locul acesta. Erau peste, cred că peste 20.000 de spectatori și vreau să vă spun că chiar antrenorul lor, danez, a provocat-o pe una dintre fetele lui să vină să-mi dea în față, să mă scoată din mână, să mă scoată din poartă, din joc, că vedea că nu mai poate să-mi dea gol și nu știa antrenorul că eu sunt și mai bărbătoasă, după ce iau o minge în față, sunt mai puternică, devin mai puternică și mai orgolioasă să apă și mai bine. Și cu adevărat Dumnezeu m-a întărit și am reușit să-mi duc datoria până la capăt și vă spun sincer, au venit toate colegele pe mine, s-au urcat călare pe mine de bucurie și a zis, Toto, tu ne-ai salvat. Zic, nu eu, Dumnezeu. Zic, Dumnezeu. Și a zis, cu adevărat, zice, Dumnezeul tău, zice, ne-a ajutat astăzi, cu adevărat, Domnul a fost cu tine. Și am zis, nu, Domnul a fost cu noi. Zic, vedeți ce înseamnă să ne rugăm și să credem în toată inima. Zic, Dumnezeu dă biruință. Și chiar a fost un moment minunat. Tot timpul și părinții mei și cei de acasă îmi spuneau mereu, zice, știi că la televizor tot timpul cel care comentează meciul, tot timpul spune, uite, fata cu Dumnezeu în suflet din nou ne-a salvat, din nou ne-a ajutat, îngerul păzitor al României ne-a salvat din nou. Deci, într-adevăr, și televiziunea și ziariștii toți scoteau în evidență că eu eram îngerul păzitor, dar de fapt eu încercam să le explic că eu nu sunt un nimic. Dumnezeu a lucrat prin mine că știa că nu o să tac. Deci a fost cu adevărat o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să fiu în locul acela, în momentul acela.